credincioși, voi primi pe toți acum la începutul acestui moment solemn de prezentare a Fundației Anton Dudkovici, să înălțăm către Dumnezeu rugăciunea noastră comună, rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești din cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă rog să luați loc. De ce am fost Dudkovici? De ce acest nume străin poate pentru unii? De ce un martir legat de școală? De ce un martir în mijlocul nostru? La toate aceste întrebări ne va răspunde doamna Viorica Spătaru, președintele Fundației. Vă invit. Stimate domnule primar, dragi invitați, de mai bine de 5 ani, mai exact din data de 25 aprilie 2012, prin scrisoare adresată de preoții parohi de atunci ai celor 4 biserici catolice din Roma, către episcopul nostru de Iași, Petru Ionia, a început să prindă contur ideea mai veche a mașcarilor catolici de a înființa o școală catolică. Răspunsul episcopului, concentrat în formula cum vera spe benedicțione, în traducere cu adevărată speranță și binecuvântare, ne-a făcut să prindem curaj și să ne gândim serios la înființarea unei fundații care să susțină scopul pe care l-am propus. Ideea s-a materializat pe cursul anului, în așa fel încât, începând cu anul 2017, un grup de inițiativă a demarat procedurile legale de constituire a unei fundații. Lesne de înțeles că numele acestei fundații nu putea fi decât numele episcopului martir Anton Dudkovici. Declarat fericit cu nici 3 ani în urmă, de data de 17 mai 2014 la Iași. Stăm și ne întrebăm acum, la început de drum, de ce acest nume străin Dudkovici? De ce un episcop legat de școală? De ce un martir legat de copii? Voi încerca să răspund în minutele următoare. De ce acest nume străin Dudkovici? Așa cum știm, la umbra bisericilor și mănăstirilor, întotdeauna au crescut școlile. Episcopul Anton Dudkovici, la vârsta de 8 ani, nevoit să plece din Austria, a deslușit
dulcele slove omenești la școala primară de lângă Catedrala Catolică din Iași. Și tot la școala catolică și-a continuat studiile după 2 ani, tocmai la București, la școala Sfântul Andrei a fraților școlilor creștine și apoi la liceul Sfântul Iosif al Catedralei din București. De ce un episcop legat de școală? Întors preot de la Roma, cu diplome universitare, el a fost rând pe rând profesor, rector, formator al elevilor și studenților de la Seminarul Sfântul Duh din București. Dovedind calități de o adevărată plădică, dar și de mare om de cultură, a trezit admirația intelectualității bucureștene din acea vreme, mai ales prin conferințele sale cu un puternic caracter filozofic. Cu adevărat s-a spus despre el că a nu ține cont de dimensiunea de învățător care l-a caracterizat, i-am sărăcit pe nedrept personalitatea. De ce un martir legat de copii? Dacă am fi putut privi chipul elevului plăcând de la școala primară din Iași, am fi putut descoperi în ochii lui durerea despărțirii premature de tatăl său, ca și amara privegie pe care o trăia departe de patrie, alături de mama și fratele lui. În spatele acestei imagini, prindea chip, încă de atunci, martirul de mâine, omul cu fața de bronz, călind în greutățile inerente vieții și timpului. Copilăria printre români, tinerețea printre italieni, vitreciile războiului, prigoana regimului comunist, procesul înscenat de securitate română, n-au fost decât preludiul suferinții martirice, încheiată prin jertfa supremă a vieții, acum 66 de ani, în celula morții din Sighet, în ziua de 10 decembrie. Acesta este episcopul nostru. Acesta este martirul bisericii noastre locale. Acesta este fericitul episcop martir Anton Lucovici. Acesta este patronul fundației noastre. În amintirea lui, credincioșii catolici romașcani, cu binecuvântarea episcopului Bertul Gherghe, prin sentința judecătorească 511, din 2 octombrie 2017, au pus bazele fundației Anton Lucovici. Obiectivul principal îl știm cu toții, înființarea școlii catolice la Roma, pentru educarea copiilor în spiritul învățăturii și principiilor dreptății și calității creștine și al valorilor umane universale. O școală catolică ce urmărește scopuri didactice, pedagogice și culturale în vederea formării integrale a copiilor. Școala fără îndoială trebuie să cultive în ele facultățile intelectuale, să le dezvolte judecata, să-i pună în contact cu patrimoniul cultural și spiritual moștenit de la generațiile trecute, să promoveze în ei simțul valorilor, pregătindu-i pentru viață. Elementul caracteristic al școlii, fiind crearea în comunitatea școlară a unui climat al iubirii și libertății, elevii trebuie să-și dezvolte personalitatea proprie, dobândind cunoștințe despre lume în lumina credinței. Doar astfel se vor forma persoane ce la maturitate să se poată integra activ în comunitatea locală, în Europa și în lumea întreagă, contribuind la înfăptuirea binelui comun. Avem motive, stimați invitați, să fim mândri. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta.
cinstite, ucenici și părinți, domnule primar, doamnelor și domnilor invitați. În intervenția mea aș dori să creez un portret al fericitului de Anton Turcovici, mai ales să găsim motivația pentru care aceste persoane inimoase de aici din Roma au decis să pună bazele unei fundații cu caracter educativ, cultural, religios și să ia drept patron pe fericitul Anton Turcovici. M-am gândit care ar putea să fie tema cea mai apropiată de scopul acestei fundații. Atunci am considerat că al vedea pe fericitul Anton Turcovici ca un model de educator este cu adevărat potrivit. Pentru că dacă ne privim la viața fericitului Anton Turcovici, putea spune că circa 40 de ani din cei 63 pe care i-a trăit, i-a dedicat educație. Deci nu este puțin. Atâta timp implicat în educație. De aceea, dacă ar fi să rezumăm activitatea episcopului Anton Turcovici, în calitate de profesor și rector al seminarului diocesan din București, trebuie să arătăm că profesorul Anton Turcovici reprezintă un vârf în ierarhia universitară catolică românească din epoca respectivă. Probabil, dacă ar fi cedat insistențelor superiorilor săi de la Colegiul Urbanian, timp ce făcea studiile la Roma, ar fi urmat cu carieră universitară, atât de strălucită și la Roma. Însă, fidelitatea și ascultarea față de superiorul său de la București, arhiepiscopul Raimund Nețamăr, față de dieceza sa și mai ales față de seminarul Sfântul Duh, l-au determinat să se întoarcă în 1911, în România. În 1924, noul episcop de București, Alexandru Teodor Cisa și-a motivat gestul numirii lui Anton Turcovici la conducerea seminarului bucureștean, deoarece a văzut în preotul Turcovici omul potrivit să reorganizeze seminarul și să-l întâlne spiritul apostolic. De altfel, arhiepiscopul Cisa i-a acordat noul director cu doamna libertatea de a reforma seminarul, începând cu regulamentul acestuia, inspirat după modelul Colegiului Urbanian. Instalarea seminarului într-un local propriu, modern, asigurarea unui nivel de viață decent, prin aflarea de noi de susținere și finanțare, organizarea unei biblioteci complete pentru necesitățile seminariștilor și culminând cu instituirea vacanților seminariștilor, în afara propriilor familii, la vila seminarului, de la mijlocul de jos. A impus în rândurile studenților o atitudine exigentă, o disciplină de fier, fiind pătruns de ideea că seminarul era locul formării unor studente superioare, prin acumularea unor cunoștințe generale superioare, a unor suflete curate, evlavioase, umile și supuse. De altfel, liniile de recoare ale atitudinii rectorului Turcovici erau zelul în muncă și evlavia, pietatea solidă, generoasă și activă, împărtășirea frecventă și cotidiană, scovada săptămânală, exercițiile spirituale și altele. În ceea ce privește corpul didactic, având și consimțământul arhiepiscopului Cisa, rectorul Turcovici a muncit de selectarea unor profesori valoroși, atât pentru seminar, cât și pentru Academia Teologică. Pentru Academia Teologică Sfântul Duh, de exemplu, Marele succes a fost aducerea în rândurile corpului profesoral a unor ilustri profesori care activaseră până în 1930 la Seminarul Central al Previților de la Viena. Contribuția acestora la formarea științifică, teologică și spirituală a seminariștilor bucureșteni a fost inegalabilă, devenind alături de rectorul Anton Turcovici, părinți spiritual și formator ai viitorilor preoți, din arhidieceza romano-catolică de București, în perioada 1930-1946. O mărturie interesantă despre misiunea de rector al seminarului de episcopul Anton Turcovici o oferă fostul său elev și totodată coleg la catedră, preotul Ioan Florian Müller, în lucrarea biografică dedicată în 1992 episcopului martir dr. Anton Turcovici. Din care citesc. Dr. Anton Turcovici a
bambină. Cursul de sală a fost pregătit de foarte bine și susținut de convingător. Niciodată însă n-a susținut părerea proprie, dar totdeauna se baza pe cuvântul Sfintei Scripturi și pe învățăturile bisericii. Noi, teologii, eram încântați de bogăția cunoștințelor sale și ne întrebam de unde are atâta timp să se pregătească așa de temenit pentru cursuri, deoarece știam că toată ziua era ocupat. Misterul era în spiritul său de rugăciune. Stătea ore întregi în genunchi, în capelă, în fața preasfântului sacrament, cufundat în meditație și rugăciune. Iată, acesta ar fi tabloul pe care aș vrea să-l las Fundației Anton Turcovici. Pentru ca, începând de astăzi, să se dedice tocmai acestei misiuni educativ, culturală, religioase a viitoarelor generații. Să unească credința și rațiunea, pentru ca noile generații care vin să crească într-adevăr într-un mod integral. De aceea felicit această inițiativă și le doresc să aibă mult succes. În gândul nostru,
poartă spre El este sărbătoarea pe care Sfântul Părinte ne-a cerut să o facem în această zi de 10 decembrie, ziua nașterii sale pentru cer, când aici, iată, se constituie un nou popor. M-am bucurat să vorbesc pe această inițiativă de mai multe ori. Și sigur că am ascultat propunerea Părintelui Chelaru, susținută de preoții din jur și mai ales de credincioșii din Roma, pentru o asemenea fundație care să aibă un scop de a continua memoria episcopului nostru între cei care doresc să trăiască o viață demnă, copii și tineri. O fundație care să aibă o misiune despre care deja am auzit și sigur că vom mai auzi. O școală, grădiniță, școală primară, școală elementară, așa cum este normal și frumos în orice instituție. Biserica a prețuit și prețuiește și pune un accent foarte puternic pe această misiune de a-i pregăti pe cei mici ca să devină mari, ca să-i facă să fie cu adevărat oameni ce poartă în lume acest mesaj al demnității de a fi om și creștin. Om ce știe care este scopul său și creștin care știe ce trebuie să facă pentru Dumnezeu, Cel care a venit la noi și a venit pentru noi. Iată, așadar, că astăzi se împlinește o asemenea dorință la dumneavoastră, ne aduc aminte de vizita care ați făcut-o la Iași și sigur că am admirat cu dorința de a se implementa o asemenea inițiativă și astăzi m-am bucurat și sunt aici nu singur, ci repetând și pe preasfințitul nostru Aureu, responsabil cu învățământul în cadrul conferinței noastre episcopale, dar și în diocez. Și nu numai cu el, iată cu părinții profesori, ei care fac parte din departamentul de cercetare istorică. Și sigur că alți părinți care s-au înscris deja în această fundație, dorind să facă împreună cu dumneavoastră un asemenea proiect binecuvântat. Mă bucur să vă spun că tot astăzi, la cererea celor care fac parte din departamentul de cercetare istorică a episcopiei noastre, au avut inițiativa necesară ca să se numească și acest departament cu numele binecuvântat al episcopului nostru. Departamentul de cercetare, fericitul Anton Dorcuș, cu data de astăzi. Mă bucur că aici este cu noi și un părinte care a avut și are o responsabilitate mare, părintele posturator central, general, părintele doctor Isidor Iacovici, cel care a purtat cauza fericitului nostru la împlinirea dorinței noastre. Așa că ne-am bucurat să-l vedem și să-l știm astăzi fericit. El ne va spune și câteva cuvinte despre acest drum, mai ales despre imaginea fericitului nostru, care s-a concretizat în două puncte centrale. Iisus din Eucaristie și Maica Domnului cu inima ei de prigănită, care, de fapt, îngărțișează întregul mister al iubirii divine. Ne bucurăm așadar cu toți și vă felicit eu. Vă felicit din toată inima pentru că ați ținut să continuați și să duceți mai departe o asemenea frumoasă idee. Despre ea pot spune că a început și la Iași, în mai mult timp, există și la Iași o fundație care se cheamă Pro Educație,
Cu îmbrățișarea mea, cu mulțumirea mea și apreciul Anton, astăzi adunăm tot ce ați adus dumneavoastră aici, Părinte Paro, Părintele voastră, Părintele Doamne, membrii înscriși ai Fundației, dumneavoastră, dragi și biscuiticioși din Roma, cei care v-ați înscris deja și dumneavoastră, dragi oaspeți care ați venit în alte părți, pentru a participa la un asemenea moment. Adunând toate acestea pentru a le așeza pe altar, a cerere de la Dumnezeu să binecuvânteze un asemenea gând. Vă doresc din toată inima să aveți bucuria realizării celui din tâi proiect. O școală care să îl amintească mereu pe educatorul nostru. Și zboară încet de-a lângul pădurilor de brad,
cântă încet și mere și flori din sân de dar, iar florile s-amină de ramuri până jos. Și cântec și lumină și așa e de frumos, iar florile și brazii se deșteaptă. Se miră asta ce se bucură și cântă ca îngeri și ei când n-ai văzut pădurea copile, dragă meu. Dar uite ce strămite când trânsă Dumnezeu un înger, rupse o creangă din brazii cu făclii. Așa cum a găsit cu flori și jucării, de parcă într-un staur, e un pașa cu Iisus. Și îngerii, o, câte și câte i-au adus, și, dar el, e bun. Și în parte la toți că ți-l iubesc. Tu, vino și te închină. Zi, Doamne, îți mulțumesc.
cerâțe, preoți, stimați credincioși, astăzi este un moment deosebit în viața comunității noastre. Particip cu mare bucurie la acest moment și vă mărturisesc sincer că am fost prezent încă de la început la inițiativa parohului nostru, Chelarul Petru, acum 5 ani, când s-au pus bazele acestei fundații Anton Dobrovici. Cred că este un lucru deosebit pentru comunitatea noastră. Cred că este un lucru foarte necesar, având în vedere contextul pe care îl traversăm astăzi, când vedem zi de zi lucruri pe care nu le-am dorit să le vedem la copiii noștri, lucruri care se petrec în școli, chiar și recent, știți foarte bine ce se întâmplă. Iată, acum, vine această inițiativă, foarte bună, zic eu, și aș aminti aici, aș face o legătură cu o perioadă din anii 1800, când Sfântul Ioan Cuzor a fondat o școală profesională pentru copiii care aveau părinții plecați la muncă și nu aveau timp să se ocupe de ei decât dacă s-ar fi format într-o școală. Fac o legătură cu Sfântul Ioan Bosco pentru că în anul 1888 a plecat la cer, iar în anul 1888 se naște fericitul nostru Anton Dobrovici, care, după cum ați auzit în această seară, a realizat lucruri deosebite, a fost un exemplu pentru noi toți, ca profesor, ca formator, educator, preot, episcop. Și cred că această fundație își va atinge scopul, bineînțeles, cu sprijinul dumneavoastră, al celor prezenți astăzi aici, al celor din Roma și din împrejurim, indiferent de confesiunea pe care o avem, catolică sau ortodoxă. Felicit pentru inițiativă, doresc succes proiectului nostru. Vă mulțumesc! Acum este momentul să ofer ceva
înapoi din ceea ce am primit. Așa că vă invit și pe dumneavoastră să vă alăturați eforturilor noastre, astfel încât împreună să putem îndeplini toate obiectivele stabilite prin statutul fundației. Vă mulțumesc! Am revenit datoria să mulțumesc celui care i-a prezentat pe vorbitorii noștri din seara aceasta, domnului director executiv al fundației, Toma Dragoș Cosmin. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în numele fundației. Mulțumesc tuturor celor prezenți. O vom face mai mult la sfârșitul liturghiei. Acum dau cuvântul în final la dorința Preasfințitului, părintelui director al Departamentului de Cercetare Istorică al Diecezei noastre de Iași, părintele Fabian Dobroș, pentru câteva momente. Preasfințite, stimat auditoriu, vin în fața dumneavoastră cu cea mai recentă apariție editorială despre beatificarea episcopului Martin Antonul Dumnezeu, care este proaspătă, ca pâinea caldă, și se intitulează Ecoul online ale beatificării episcopului Anton Turcovici. Practic, în această carte se regăsesc toate articolele de pe internet care au fost postate în perioada 31 octombrie 2013, ziua în care Sfântul Părinte Papa Francisc a acordat autorizația redactării documentului beatificării. Și până în mai, 21 mai 2014, la câteva zile de la beatificare. Cartea cuprinde articole în limbile germane, spaniole, engleză, franceză, ungară, italiană și, bineînțeles, în românește, evident, cu traducerile respective, și vrea să reamintească în actualitate acest moment al beatificării. Cu siguranță, cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost la Iași în acea zi a beatificării și nu știu de câte ori ați văzut un stadion plin cu oameni care se roagă. Personal, mi-am aminte la câteva zile de la beatificare, am vizitat un grup de studenți, o bătrânică. De obicei, ne îngrijim ca ea să aibă câte ceva de mâncare, să aibă căldură în casă, este o vădvă la 82 de ani, abia atunci 82 de ani, de religie ortodoxă. Și la un moment dat, această doamnă, Elena, mi-a spus, părinte, ce frumos a fost la beatificare. Și eu am întrebat, v-ați uitat la televizor, nu? Sau cum? Părinte, la primiți, am fost pe stadion. Iată, stimați oaspeți, ce înseamnă a trăi un eveniment la intensitate maximă. De aceea, având în vedere că în mediul online informațiile sunt mai puțin sigure, departamentul nostru de cercetare istorică, Anton Turcovici, iată, a publicat, a editat aceste articole pentru că știm cu toții. Scripta Mare și preasfințitul nostru Petru a compus, a redactat prefață cu titlul Exemplul său nu va muri niciodată. Și eu sunt convins că exemplul martirului Anton Turcovici nu va muri niciodată și datorită fundației pe care astăzi ați prezentat-o. Și vă mulțumesc! Sfințite, dragi preoți, biscăricioși, vă invit acum pe toți să ne reculegem, să ne pregătim celebrarea Sfintei Liturghii, care face parte din programul serii. E vorba de un moment de recunoștință maximă. Sfânta Liturghie este aducerea de mulțumire maximă pentru tot ceea ce am primit și sperăm să primim de la Bunul Dumnezeu. Invit corul să intoneze cântecul. Thank you.
Thank you.
să ne rugăm. Dumnezeu, Tatăl puternic și milostiv, să ne dărâm harul, ca nici o grijă pământească să nu ne împiedice drumul nostru spre întâmpinarea Fiului Tău, iar cunoașterea înțelepciunii cerești să ne facă pătași de viața Lui, El care, fiind Dumnezeu, vățește și domnește lumele cu Tine și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor.
este cât 1000 de ani. Și 1000 de ani, ca o singură zi, Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci El este îndelung răbdător față de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toți să ajungă la convertire. Dar ziua Domnului va veni ca un foc. În ziua aceea, cerurile vor dispărea cu fuie. Principiile elementare se vor distruge în foc. La fel și pământul, cu toate lucrurile care vor fi găsite. Deci, dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă și evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile vor fi distruse în foc, iar principiile elementare, arzând, se vor topi. Dar noi așteptăm, după promisiunea Lui, cerul noi și un pământ nou, în care va locui dreptatea. De aceea, iubiților, întrucât așteptați aceasta, străduiți-vă să fiți găsiți în pace, fără cusuri și fără răcar. Cuvântul Domnului. Lecturile pe care le propune
special de evanghelistul Marcu. Și am auzit îndemnul pe care el îl face în această perioadă evanghelică, începutul Evangheliei, care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să puntez în această seară două lucruri și anume, care este vestea bună despre care ne vorbește evanghelistul Marcu și cum putem să fim și noi beneficiarii acestei vești bune. Și la final am să vă propun două modele de urmat, pentru că special pentru acest timp, dar pentru toată viața noastră în paradă. Evanghelistul Marcu începe așa relatarea pe care am ascultat-o, amintindu-ne că vestea cea bună este Hristos. El trebuie să fie în centrul vieții noastre, pentru că El singur este motivul de a fi creștin. Aceste cuvinte ale Evanghelistului Marcu, la începutul Adventului, sunt în a doua duminică de an, cer un răspuns de la noi. De ce trebuie să fiu creștin? Ce mă aduce pe mine la biserică? De ce trebuie să fiu un bun creștin? Nu un cântec frumos. Nu o predică reușită. Nu persoana plăcutului pe care o voi întâlni la biserică. Nu persoanele cu care mă voi afla în biserică, ci motivul credinței mele trebuie să fie Hristos. Hristos cu viața sa și vestea iubirii gratuite din Cartea lui Dumnezeu. Pentru El, spunea Blaise Pascal, și doar pentru El se poate sacrifica totul. Pentru că doar Hristos poate da sens vieții și morții. Dar cum putem să ne apropiem de această veste bună? Cum putem să ne apropiem de Hristos? Marcu îl prezintă pe Ioan Botezătorul prin cuvintele profetului Isaia. Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Aceste cuvinte, din punct de vedere istoric, fac referință la timpul reîntoarcerii poporului ales din robia babilonică. Pentru mulțimea și greutatea păcatelor, Dumnezeu a pedepsit acest popor ales și l-a lăsat să meargă în privegie în Babilonia, pe vremea regelui Nabucodonosor, pentru ca să-i spășească aceste păcate. Și evreii au înțeles încet, încet, că vremea libertății, reîntoarcerii în țara promisă, va veni doar atunci când ei se vor converti. Când vor renunța la păcatele lor. Când vor renunța la deșertăciunile lor. Și rămân acolo, în Babilon, își dădeau seama că reîntoarcerea este aproape imposibilă, deoarece între Babilon și Israel era deșertul, era pustiu. Și au început să facă pocăință. Și Dumnezeu i-a ajutat în acest drum de convertire. Ba mai mult. Evreilor li se cerea să le cânte babilonienilor din cântecele Sionului. Pe marginea râului din Babilon ședeam și plângeam când ne-am cea aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne-a târnaseră în harpele. Căci acolo cei care ne-au dus în robie ne cereau cuvintele cântărilor și opresorii noștri ne cereau veselie. Cântați-ne din cântările Sionului. La greul meu te voi uita, de tine, Sfânt Ierusalim, să se usuce dreapta mea. Blestemul tău mereu să-l simt. Să mi se plească limba de cerul gurii, dacă eu voi cânta vreodată cântecele Sionului într-un pământ străin. Și spuneam Domnul a
privit la pocăință, la întoarcerea lor și i-a ajutat să se întoarcă înapoi în Israel, în țara lor, în libertate. În sens mai profund, cuvintele pe care am auzit fac referință la Hristos. Pentru că El este țara promisă. E Hristos adevărată libertate. Și ne spune Botezătorul, pregătiți calea Domnului. De ce? Pentru că întâlnirea cu Domnul cere o conduită precisă, cere o orientare precisă, o anumită direcție de mers. Tocmai acest lucru vrem noi să înțelegem uneori și să fim foarte clari. Dacă în interiorul nostru nu există o așteptare a lui Dumnezeu până la suferință, dacă în interiorul nostru nu avem conștiința umilă a propriei insuficiențe, a propriei nimicnicii, a propriei neputințe, nu vom găsi niciodată pe Dumnezeu. Doar în umilință putem să-L descoperim pe El. Drept te faceți cărările Lui, adică îndreptați-vă gândurile. Pentru a întâlni pe Domnul, trebuie să schimbăm multe străzi, multe cărări greșite pe care am mers, sau poate mergem și acum. Să schimbăm atitudinea noastră de a exista, să schimbăm modul nostru de a gândi și de a vota. Convertirea nu înseamnă numai a nu mai păcătui, dar nu mai mult. Înseamnă a schimba viața din interior. Înseamnă a distruge idolatriile care locuiesc în noi. Dorința de avere, dorința de glorie, dorința după plăceri interzise. Înseamnă a-i dărui lui Dumnezeu primarul, valoarea pe care El o are. Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă și avea o cingătoare de piele în jurul coapselor sale și mânca lăcuste și miere sălbatică. Ioan a ajuns în condiția ideală pentru a-L întâlni pe Domnul. A eliminat din viața sa vanitatea, iluziile înșelătoare, dorința de avere. Ioan este acum un om liber, chiar dacă este sărat. De aici curajul său de a predica, de a striga, de a cere convertirea, de a reproșa. Chiar și lui Irod, regele, atunci când acesta a păcătuit. Spune Evanghelistul Marcu că lumea cobora de la cetate spre pustiu, spre deșert. Mergea acolo pentru a-L asculta pe Ioan, pentru că au simțit că Ioan spune adevărul. Ierusalimul se rușinează de propria conduită, de propria viață și merge în pustiu în căutarea unui mesaj de libertate. Pustiul este locul ideal pentru a descifra misterul vieții. Dacă nu avea și noi curajul de a face acest pas, dacă și noi de bună voie am alege mai puține bogății, cât de fericiți am. Și ce spune Ioan în pustiu? Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic pregându-mă să-i desfec ureaua încălțămintei. Botezătorul nu vrea să lege lumea pe propria persoană. Și cât este de frumos și important acest lucru. Ioan știe că este sărat, unul dintre cei mai mici, dar care poate să transmită altora credința. Nu lasă niciun fel de dubiu. După mine vine unul care este mai puternic decât mine. A aduce lumea la biserică nu înseamnă a o lega de noi, ci a o conduce la Hristos. Cu cât biserica devine mai umilă în serviciu la altora, cu atât mai mult devine locul de întâlnire între om și Dumnezeu. Sfânta Tereza de Calcuta, Maica Tereza, cum o știm noi, spunea,
aceste cuvinte. Noi trebuie să devenim pe cum e geamul, cât mai curat. Și cu cât geamul este mai curat, cu atât devine invizibil. Trebuie să fim umili, smeriți, pentru a lăsa să se vadă Hristos în noi. Vă propun două exemple de imitare pentru acest timp. Maria din Nazaret și Anton Dulcovici din Iași. Cu cât atenție și disponibilitate a privit Maria spre întâlnirea ei cu Domnul. Ea a așteptat ca nicio altă făptură de acest pământ venirea lui Mesia. Era una dintre tinerile din Israel, din Nazaret, care știa foarte bine profețiile veterotestamentare legate de Mesia. Dar nu știe că nu și-a fi închipuit vreodată că tocmai ea avea să fie tânăra aleasă de Dumnezeu, asupra căreia și-a îndreptat ochii ca din ea să se nască Mântuitorul. Și parcă o vedem în căsuța ei din Nazaret, așezat probabil în genunchi, cum repeta cuvintele profetului pe care le-am auzit astăzi, mândrie, mândrie, Doamne, pe poporul meu cu venirea Ta, odată ai despicat cerurile și Te-ai coborât, munții s-ar topi în fața Ta. Și pe cealaltă din Nazaret avea comisia interioară de a primi pe Mesia. Mi-o spune chiar ea atunci când merge la verișoara Elisabeta și Domnul a privit la smerenia slujitoare sale, iată toate popoarele mă vor numi fericită. Și Maria nu a păstrat doar pentru ea această credință, ci vrea să ne poarte și pe noi la Dumnezeu. I-a înțeles că nu mai trebuie să ne oprim, ci ajutați de brațul ei puternic să ajungem la El, la Fiul ei, la Hristos. În 1849, când Papa Pius al IX-lea, din cauza situației sociale și politice de la Roma, era la Haeta, un însoțitor de-al său, un colaborator de-al său, i-a spus Santitate, ce o să facem că lumea de astăzi merge pe o cale greșită? Și Papa Pius a spus, atunci când o vom invoca pe Sfânta Fecioară Maria, neprihănită, zărăsfântă, vei vedea că lucrurile se vor schimba. După 5 ani, în 1854, la 8 decembrie, același Papa Pius al IX-lea avea să declară dogma neprihănitei zărăsfântă. Iar 4 ani mai târziu, la Bun, când apare și Bernadeta Subiru o întreabă, dar cine ești tu? Cum te numești? Însă și Sfânta Fecioară Maria a spus, eu sunt neprihănita zărăsfântă. Episcopul nostru, Anton Dulcovici, atunci când la noi în țară a apărut regimul după al doilea război mondial, vorbis regimul ateu și deceza de Iași pe care el o conducea, simțea ispita venită de la răsărit, la 22 august 1948, a înființat deceza și întreaga lumie inimii neprihănite a Mariei. Pentru ce petrecea fericitul Anton Dulcovici atâtea ore în fața tabernacului? Pentru a fi mărit de sine însuși, ca mai apoi să-i lase locul lui Hristos. Era fel convins că Domnul nu poate sta în suflet alături de egoisme, de orgolii, de glorii. Doar părăsind toate aceste atitudini, omul poate deveni liber și plin de curaj până a predica cuvântul vieții asemenea Botezătorului. Și ne putem imagina că nu i-a fost ușor episcopului Dulcovici să părăsească scaunul de episcopal de Iași și să se privească în hainele de pușcăriași.
de reținut în becurile securității. Să fie înjosit, să fie jignit, să fie nedreptățit. Dar pentru acest moment s-a pregătit în tăcere. Doar El, Hristos, de la care a primit puterea, ca și în această condiție, să-L prenunce pe cel înviat, în care El credea cu toată credința. Și nu a păstrat darul credinței doar pentru El, ci l-a împărțit cu toată generozitatea la cei pe care i-a păstărit și pe care i-a întâlnit. În propredicele de Crăciun, anul 1937, Episcopul spunea: bunătatea este cuceritoare. O contagiune tainică de iubire iradează necontenit din staurul din Betleem, focar de iubire dumnezeiască. În estea sărăcăcioasă, ochii noștri privesc mare dar al celui preanat pentru sărman omenire. Așa e din Dumnezeu lumea încât a dat pe Fiul Său născut, ca tot cel ce va crede în Dumnezeu să nu fie, ci să aibă viață veșnică. Continuă Episcopul. Deodată sufletul omului se luminează. Inima îi se deschide largă și caldă. Dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, și noi trebuie să ne iubim unul pe altul. Însă nu cu vorba și cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Și de fapt, cine va avea o găsire din lumea aceasta și îl va vedea pe fratele său la nevoie și își va închide inima față de el, cum va rămâne dragostea lui Dumnezeu meu? Și ne încurajează, trece Domnul Dulcovici, pentru momentele de îndoială, de descurajare, care pot veni și peste noi. Spune el: și totuși, nu te teme, turmănica lui Hristos, credincioasă poruncilor sale. Facă unul fiecare începutul în cercul său, în care Dumnezeu l-a pus și despre care îi va cere socoteală. Împrăștie cu risipă, cât mai multă dragoste suprafirească în jurul tău, fără restricție de loc și de timp. Un simplu suflet înflăcărat aietenea de nestinsa văpaie de iubirea Bunului din Estre, va contribui în largă măsură la triumful dragostei Lui în pustiul lumii de astăzi, pânjorită de egolatrie și ură. Va face să rodească în El și prin El darul cel mare al lui Dumnezeu. Și Episcopul Anton ne-a demonstrat în viața și martiriul său că nu a greșit ierarhia valorilor, că pentru El a trăit era Hristos, iar a murit era un câștig. Știți, probabil, că în timp ce era Episcop de Iași, gândul lui se îndrepta spre cei săraci, spre copii, spre cei frămânți, spre cei înțelați. Și a înființat o cantină la surorile Notre-Dame de Sion, unde erau primiți în fiecare zi, fără nicio deosebire, și catolici, și ortodoși, și evrei, și de alte religii. Și gândul lui era mereu ca să fie în slujba celor săraci, pentru că, așa cum spusese, n-a venit ca să fiu slujit, ci eu să-i slujesc pe alții. Vă invit, dragi credincioși, ca luminați pe Pământul vieții și privind acele două modele de credință vie, să ne construim propriul drum spre întâlnirea cu El, singurul nostru bine. Și pentru că vorbeam de această grijă pe care Episcopul Dulcovici o avea față de cei săraci, este o inițiativă cât se poate de frumoasă aceea dumneavoastră, ca fundație de a-i ajuta pe copii, cum spunea domnul director, de a-i ajuta să plece pe cărări greșite, strâmbe. Părintele Pavel, în 1999, a fost în Africa, în Kenya, la Maitona, pentru a-i sluji pe săracii de acolo. Anul trecut am fost și eu la acei copii care n-aveau cum să-i contamină.
pot trăi din ceea ce noi le oferim, din ceea ce noi le dăm. Și spune în Cartea Vechiului Testament că pomana ta va acoperi mulțimea păcatelor tale. Și cu gândul de a ajuta pe cei necăjiți și pe cei sărași de acolo, am scos un CV în 2014, când a fost beatificat Iisusul nostru Anton Milinkovici, cu cântece dedicate mamei și un imn pe care a dedicat episcopul nostru martir. L-am purtat cu mine ca să vezi și noastră o amintire. Și am trecut, am mai realizat încă un CD cu Părinte de Crăciun, sunt doar interpretate de mine. Am avut permisiunea de Sfințitului și a Părintelui Paru să prezint aceste două CD-uri și să vă rog, dacă vreți să ajutați pe acei copii, contra valoarea lor va ajunge în Kenya la mai bună. CD-urile le găsesc la ieșirea de biserică și eu vă mulțumesc anticipat. Poate să fie un gest frumos pe care dumneavoastră îl faceți în acest timp de avent, în acest timp de post. Lăudați să fie Iisus și noi.
fraților preoți, Domnul nostru Iisus Hristos a voit ca împărăția Lui să se răspândească prin cuvântul proclamat, dar și prin sângele martirilor, să rugăm prin mijlocirea Sfântului fericit martir Anton, care n-a precedat să-și dea viață pentru credința, spunând, Doamne Iisuse, modelul și tăria martirilor. Pentru ca Sfântul Părinte, Papa Francis, Episcopul nostru Petru, Episcopul Auxiliar Aurel și toți păstorii Bisericii, să ne călăuzească pentru a-L descoperi pe Hristos în persoanele care au mai mare nevoie de slujirea noastră. Pentru ca Biserica, trăind într-o atitudine permanentă de sărăcie și slujire, să facă tuturor credibil adevărul că Iisus este Mântuitorul. Pentru ca toți creștinii să găsească în sacramentul reconcilierii voința de a trăi în credință și iubire. Dumnezeu a prea Sfânt. Tu dorești ca toți credinții
De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Fecioara Maria,
pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părătași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Thank you.
multă răbdare la cele pământești și să ne gândim spre cele cerești prin Hristos Domnul nostru. Această flacără mereu
se ridică, se împrăștie, în special în diecezia noastră de Iași, al cărui episcop a fost însuși, dar și în comuniunea întregii biserici. Această flacără a vieții adevărate pe care fiecare dintre noi o are atunci când suntem în harul lui Dumnezeu. El este cel care ne-a creat, El este cel care ne-a recreat, ne susține în viața noastră întreagă. Și de aceea este o dovadă că înființarea aici, la Roma, și sper să fie și în alte părți, la ea și nu mai vorbim, că avem diferite opere dedicate fericitului nostru episcop, această flacără aici, la Roma, să dea într-adevăr suflete frumoase, vii, totdeauna vii. Că atunci când venim la Sfânta Jertfă Eucaristică și spunem, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, să fie realitatea, adevărul pe care îl exprimăm prin toată viața noastră. În felul acesta, exemplul dumneavoastră, cu siguranță, va fi urmat și în alte comunități din dieteza noastră. Permiteți să vă urez acum, în acest moment așa de frumos, sărbătorile Crăciunului binecuvântate și un an, tot așa, și viața întreagă să ne fie tuturora binecuvântată de Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus și Maria. Primind binecuvântarea cu relicuia sa. Și vă dorim să
frumos mai departe de Advent și, sigur, fericită sărbătoare a nașterii Domnului. Domnul